mă bucur că ați revenit. Sper că ați ascultat indicațiile Loredanei și sunteți la fel de înstrăinați unul de altul. Dacă ați venit împreună, bănuiesc că ați înțeles că avem nevoie să fiți din nou așezați ciudat. Sunteți așa așezați? Stați lângă oameni pe care nu-i cunoașteți sau deja v-ați împrietenit? Acum, nu face parte din tehnicile de coaching, dar verificați dacă nu cumva v-ați pierdut urinel. Cum arăta? Puteam să zic că dau un premiu sau ce. Dar până la urmă doar îl dăm înapoi. E foarte frumos. Te rog frumos, ai grijă. Nu știu ce ai făcut. Da, te rog. Te rog frumos să nu-l mai pierzi cadoare. Nu garantez că ți-l mai dau înapoi. E foarte frumos. Bun, în regulă, am rezolvat și treaba asta. Da. Dar dacă se poate aici, în zonă, ca să... Pentru o îmbrățișare oricând, știți, e și treaba aia care îmi place mie, se întâmplă în America și a început, se întâmplă și la... Măi, trebuie să facem ceva cu mochetul asta, Loredana, că atâta m-am gândit la tine când erai pe scenă, mă și gândeam cum o să fii într-o poziție în care, pe care nu o să știi să o explici dintr-o dată. Sper să nu ni se întâmple. Cer scuze dacă am fost așa pe fugă pentru unii dintre voi la pauză, dar reparăm după, pentru că n-am avut practic decât 3 secunde de pauză. În rest am prestat fotografii și poze. Până la urmă și asta face parte, nu-i așa, din ceea ce ne place până la urmă să facem. Și așa, o minusculă lecție din partea mea. Sigur că e frumos să fii persoană publică, să ajungi la, știu eu, un nivel de succes, de notorietate, dar e și foarte frumos și până la urmă chiar deloc obositor să faci și partea de fotografii, de îmbrățișări, de dat inele înapoi și de interviuri. Așa că am făcut asta cu plăcere pentru că face parte din meseria mea, pentru că e ceva ce îmi place până la urmă și ceva ce completează, dacă vreți, cercul preocupărilor mele. Ceea ce vă doresc și vouă, indiferent de ceea ce faceți și indiferent de calea pe care vreți să o urmați. Mai departe, cred că mai bine decât mine, și spuneam asta și în interviu mai devreme, sigur, poți să ajungi să ai succes, dar asta nu înseamnă neapărat că poți să-și oferi rețeta succesului. Am auzit întrebarea asta la 90% dintre interviurile pe care le-am dat. Care este rețeta succesului? Mă tem că am ajuns, să zicem așa, la înțelepciunea în care răspund întotdeauna că n-am o rețetă de oferit, pot cel mult să povestesc din experiența mea și ea să fie o inspirație pentru cineva, dar nu cred într-o rețetă general valabilă. Cred că până la urmă tot ceea ce descoperi în interiorul tău și ceea ce descoperi despre tine că poți să faci e o cale mult mai dreaptă și mai sigură către succes, către ceea ce vrei să devii, nu neapărat să dai un copy-paste la ce a făcut altul. Nu cred că funcționează. Mai există o vorbă a englezilor foarte înțeleaptă, care îmi place mie, always try to be yourself because anyone else it's already taken. Deci cred că e foarte important să rămânem noi înșine și să nu încercăm să copiem viața nimănui, rețeta nimănui, dar să înțelegem că această tehnică pe care Loredana a plantat-o atât de frumos în România și a adus-o la un nivel de performanță profesională extraordinară, e poate una dintre cele mai utile căi de a ajunge către ceea ce visați. Și poate până la urmă cea mai frumoasă provocare în viață e această călătorie continuă cu noi înșine, în care încercăm să trăim exact visele pe care le avem cu ochii deschiși. Cred foarte mult în asta, mi s-a întâmplat asta, trăiesc după algoritmul ăsta, dar și după altele, pentru că nu trăiesc așa chiar după by the book, ci mai îmi permit să, nu, cred că nu e chiar așa de grav, nu, Loredana, dacă mai îmi permit și divagații de la linia corectă, pentru că până la urmă viața înseamnă și distracție și până la urmă, dacă tot am stabilit că trebuie să fim noi înșine, asta sunt, adică nu pot, exact. Nu pot să fiu dintr-o dată alta. Continuăm întâlnirea noastră, care a fost foarte frumoasă în prima parte și nu mă îndoiesc că va fi din ce în ce mai interesantă. Din nou cu aplauze urale și tot ce mai aveți la îndemână cu mâini ridicate, alături de Loredana, acest guru al coachingului în România. Loredana, te las doar grijă la mochetă, în rest nu-ți dau niciun sfat, pentru că le știi tu mai bine, deci te rog grijă la mochetă. Da, mulțumesc. Și grijă de noi să înțelegem tot ce, ăștia ca mine, care n-au mai fost la coachinguri, grijă de cei ca mine să înțelegem și să ne faci dependenți de asta, să te văd. Eu aș vrea să vă fac independenți de orice, dacă s-ar putea, da, independenți de orice, astfel încât fiecare să-și descopere de fapt ce are cu adevărat interior și ce vrea să obțină și să nu depindă de nimeni, din fericire, cu atât mai puțin de mine,
cu atât mai puțin de mine sau de coaching. Până ajungem acolo, tot avem nevoie de tine, așa că te las aici și vedem mai la final câte nevoie avem de tine sau câte nevoie avem de noi înșine. Da. Uite, chiar sunt curioasă. Da. Vă las pe Loredana. E perfect, pentru că vorbeam de exerciții și pentru că în coaching este vorba despre acțiune, vă invit la acțiune fizică de data aceasta, în sensul că fiecare dintre voi vreau să aibă, sper să aibă o foaie și un pix sau câteva col de scris și un pix. Este cineva care nu are? Ok. Un ajutor de la dragii mei colegi în Academie să vă dea niște foi și niște pixuri, extraordinar ar fi. Sau împrumutați de la vecin. Sau împrumutați de la vecin, dacă regăsiți. Va fi un exercițiu foarte simplu pe care fiecare dintre voi poate să-l facă oricând dorește acasă, cu propria persoană sau cu altcineva. Bineînțeles, cred că ideea de bază s-a reținut. Fii întâi tu ok cu tine, pentru că după aceea vei putea fi foarte ok cu ceilalți. Dacă tu cu tine nu ești ok, puțin probabil să fii ok cu altcineva. E cumva și logic, da? Imaginați-vă că mergeți pe stradă și... nu știu, ești foarte supărat și cineva te lovește din greșeală și este foarte probabil să te întorci, să te uiți urât sau cel puțin să-i mai spui și vă două vorbe. În schimb, dacă tu ești ok cu tine, ești fericit, ești încântat, mergi pe aceeași stradă, te lovește aceeași persoană care poate își cere scuze și tu zâmbești, înțelegi situația și mergi mai departe. Așa încât ai șanse extraordinare să-ți păstrezi ziua curată, curată de emoții negative. Pentru că altfel ce sens are să trăiești în fiecare zi dacă nu reușești să trăiești așa cum îți dorești și cu starea pe care ți-o dorești? E păcat. Mai ales că fiecare dintre noi a spus cineva în pauză, s-a născut fericit. Da! Exact! Deci fiecare om de pe pământul ăsta s-a născut fericit, inclusiv tu. De ce tu să fii mai prejos decât altcineva? Nu pricep sau mai presus. N-are nicio legătură. Ești unic, ești genial și poți fi fericit. E adevărat, e nevoie de un pic de muncă cu propria persoană, dar e ok ca să ajungi la diamantul ăla. Asta vreau să faceți acum, să ajungeți la diamant. Bun. Mai este cineva care nu are foaie și pix? Ok, deci toată lumea are foaie și pix. Ce rugăminte am? E lucru individual. În felul următor. Primul pas, foarte simplu, este ca să-ți stabilești un obiectiv. Ce înseamnă să-ți stabilești un obiectiv? Să-ți stabilești acel loc B la care vrei să ajungi. Să stabilești ce anume vrei să obții, poate să fie pe termen scurt, poate să fie pe termen mediu, poate să fie pe termen lung, poate fi legat de carieră, poate fi de relații, poate fi de orice îți dorești tu. Așadar, stabilește-ți un obiectiv. Și am să zic câteva reguli de bază, astfel încât să stabilești obiectivul potrivit. Reguli tehnice, să le numim așa din coaching. Adică, în primul rând, să fie afirmativ, să fie în sensul de ceva ce îți dorești, nu ceva ce nu-ți dorești. De exemplu, un obiectiv care nu este potrivit creierului tău ar putea fi ceva de genul: nu vreau să fiu sărac, nu mai vreau să fiu bolnav, nu mai vreau să mă înșele soțul, nu mai vreau să mă cer cu copilul, nu mai vreau să... așa mai departe. Ei, dacă îți stabilești un obiectiv de genul acesta, creierul tău înțelege ce? Vreau să fiu sărac. Creierul nu percepe negația. Imaginați-vă și cred că știți deja, dacă îi spuneți unui copil mic, nu băga degetele în priză. Unde bagă copilul degetele? În priză! Același lucru funcționează creierul nostru. Așadar, obiectivul să fie afirmativ. Vreau să fiu sănătos. Vreau să am suma X de bani. Și faceți-l în așa fel să fie măsurabil. Adică să vă dați seama că în momentul în care ați ajuns acolo, chiar ați ajuns acolo. Că e posibil să treacă obiectivul pe lângă voi, să-l împliniți, să nu habar să n-aveți. Așadar, un obiectiv măsurabil. Să am atâția bani până la data de. Să am casa până la data de. Să am jobul până la data de. Adică chestii foarte măsurabile și puse în timp. Nu undeva în univers, cândva, undeva, să am o relație. Poate pe pământul ălaltu sau poate mai vedem pe unde. Cândva, undeva, să am un job. Nu. Ce fel de job concret? Concret, nu vreau un job. Ce e ăla? Că nu există vreau un job. Oricare. Ce e oricare? Mănânc orice. Ce e orice? Da? Deci foarte specific. Acesta este primul pas. Să stabiliți fiecare dintre voi un obiectiv.
Iar eu am să vă dau pentru lucrul acesta 2 minute, astfel încât să-l aveți foarte bine stabilit în sens afirmativ, da? Repet, în sens afirmativ, într-o limită de timp și ceva ce ține de voi, foarte important, de tine însuți. Adică un obiectiv de genul vreau o relație cu Popescu, soțul meu are o vorbă și spune ok, 50% e rezolvat, dar 50%... Să vrea și Popescu, da? Că altfel... A, când tu vrei un obiectiv și este legat de altcineva, întoarce-te la tine și pune-ți obiectivul eu să fiu ok cu mine și să văd ce pot să fac în relația cu Popescu, dacă și Popescu dorește. Și prima întrebare e cea foarte clară, dorești sau nu, nu? Cum erau lucrurile din copilărie? Vrei să fii prietena mea? Mai țineți minte? E, la adulți nu le mai facem. Când devenim adulți nu mai întrebăm, nu? E logic, vrei să fii, nu? E, nu e chiar logic. Bun, așadar, pentru 2 minuțele, eu țin timpul, fiecare dintre voi să scrie pe hârtuța pe care o are un obiectiv pe care dorește să-și îl împlinească și data exactă, da? În termen afirmativ, repet, foarte concret, foarte specific și termenul în momentul în care vrea să-l împlinească. Ok, start! Și eu vă țin timpul. Și o să dau și un ochi. Felicitări! Ok, încă 10 secunde. Bun. Și acum vreau să faceți următorul lucru. Fiecare dintre voi să scrie 3 calități, deci să scrii 3 calități pe care le ai și care te pot ajuta să ajungi să împlinești acest obiectiv. 3 calități. Dacă le-ai scris deja pe cele 3, poți să mai adaugi 3, ca bonus. Și acum vreau să mai notez încă 3 calități pe care le ai și pe care mi le-ar spune cel mai bun prieten al tău sau cea mai bună prietena a ta. Ce mi-ar spune dacă aș întreba-o sau dacă l-aș întreba? Ce mi-ar spune despre tine? 3 calități, alte decât primele 3, da? Știi sigur. Dacă aș întreba, știi sigur. Am primit o întrebare în public, de unde știu ce ar spune prietena mea? Știi sigur. Bun. Și pe o altă coală de hârtie, nou-nouță, goală, pe care să nu mai scrieți nimic altceva decât ce o să vă spun eu acum. Da. Da, deci pe o coală goală, nou-nouță, vreau să scrii. Este cineva care nu are hârtie?
Ok, toată lumea are hârtie, perfect. Nu, da, de... doamna Arnăutu nu are. Doamna Arnăutu? Valeria, uite, perfect. Da, deci pe o coală goală, n-ați mai scris nimic pe ea și nici nu o să mai scrieți ceva pe ea, vreau ca fiecare dintre voi să scrie trei gânduri care l-au împiedicat să obțină acest obiectiv pe care și l-a stabilit la început. Deci trei gânduri care te-au împiedicat să obții ceea ce deja ai scris pe prima pagină. Trei frici, trei gânduri, trei vorbe ale cuiva, trei convingeri, ceva ce ți se spune poate des. Pot fi de genul, nu sunt suficient de bun, n-am bani, nu sunt destul de valoros, nu sunt destul de frumos. Pot fi diverse. Nu-i momentul, e criză. Foarte bine. Deci cel puțin trei, da? Și acum, pe o altă coală de hârtie și aceasta cu gândurile negative, păstrați undeva separat de tot restul, pentru că la sfârșit vom face ceva cu ea. Da? Pe o altă coală de hârtie... Mai avem. Vrei hârtie, Mihaela? Uite, poți să iau de aici. N-am așa de multe gânduri, dar... Trei, uite, uite, e aici. Da, deci pe o altă coală de hârtie, nou-nouță și asta, deci cea cu gândurile negative o puneți undeva deoparte, că vom face ceva special cu ea. Deci, pe această coală de hârtie, vreau ca să notezi așa, exact opusul gândului negativ. De exemplu, dacă gândul negativ sau frica din hârtia anterioară era ceva de genul nu sunt suficient de bun, pe această hârtie vreau să scrie exact opusul. Sunt foarte bun. Da? Sau nu am bani. Am toți banii de care am nevoie. Exact opusul. La fiecare gând negativ, scrieți opusul pozitiv. Bun. Și acum urmează partea frumoasă. La fiecare din aceste gânduri noi, pozitive, notează câte un comportament concret pe care, începând de astăzi, l-ai face considerând acest gând pozitiv ca fiind autentic în viața ta. Doar ca să-ți imaginezi. Doar acum ne jucăm, ca în copilărie. Așadar, concret, la gândul sunt suficient de bun sau sunt foarte bun, ce comportament concret ai face de astăzi începând prin care să antrenezi acest gând, că ești suficient de bun. Ce comportament concret? Când vorbesc de comportamente concrete, vorbesc de lucruri palpabile, măsurabile, de genul. Mă duc și țin un training. Sau nu știu, mă duc și vorbesc cu cineva. Concret, o chestie concretă. Mă duc la școala de... Mă duc și mă întâlnesc cu șeful cu care n-am avut curaj să mă întâlnesc, să am discuția X. Sau cu soțul, sau cu copilul, sau cu mama. Ceva. Comportament concret. Și partea faină acum urmează. Partea cu dichisul. Este cineva care nu a terminat cele trei comportamente noi pe care... Ok, mai așteptăm un pic.
Să-i salutăm și pe cei de acasă, pentru că am uitat de ei. N-am uitat, îi aveam în cap, dar am uitat de cei care ne urmăresc online. Vă pup, vă salut și vă iubesc. Ca pur și simplu m-am luat cu celelalte. Bun. Și acum, fiecare dintre voi, imaginați-vă că este profesor în cele trei comportamente pe care tocmai le-a scris. Cele care întăresc gândurile pozitive. Deci vreau să-ți imaginezi că tu ești un profesor care predă cum să te comporți în cele trei moduri pe care tocmai le-ai scris. Și acum darul tău pentru persoana de lângă tine este următorul. Pentru 3 minute sau 2 minute, o să țin eu timpul, pentru 2 minute să-i povestești, să-l înveți pe cel de lângă tine cum anume, concret, poate să se comporte în cele 3 comportamente pe care tu le-ai ales. Să-l înveți. De exemplu, dacă unul din comportamentele tale este să înveți să spui ce ai de spus atunci când vrei să spui ceva, ceva de genul acesta, da? Să poți să spui, să nu te mai împiedici de diverse, vreau să explici cum anume cel din fața ta, considerând un elev extraordinar, poate să facă acest lucru. Mișto! Ok, așadar, repetam. Bun, fiecare dintre voi aveți cele trei comportamente scrise pe hârtie? Mâna sus, cine le are? Superb, mâna sus cine nu le are. Ok, mai așteptăm? Mai așteptăm, da? Hai că mai așteptăm un minuțel pentru cei care nu le au încă. Am zis mâna sus pentru cei care nu le are? Sper că nu, dacă am zis așa scuze. Acum am realizat. Ok, mâna sus pentru cei care le au sau nu le au. Da, se întâmplă. Bun, cu partenerul de dialog, din dreapta sau din stânga, pe care nu-l cunoașteți, da, de preferat o persoană pe care nu o cunoașteți, vreau să îl învățați cum anume să se comporte cu cele trei comportamente. Ce să facă concret? Cum să le facă? Nu comportamentul propriu. Da? Deci fiecare îl învață pe coleg cum să se comporte cu comportamentul propriei persoane care vorbește. Ok, vă țin eu timpul atunci, da? 2 minute! Sunteți cei mai buni profesori, aduceți-vă aminte! Iar colegul ascultă, da? Pune întrebări doar dacă e cazul, altfel ascultă și învață.
Ok, știu că puteți să învățați acum pe celălalt o groază de lucruri. Ia uite ce profesor extraordinar avem în sală. Felicitări, felicitări! Felicitări! Ok, și acum vreau să schimbați, da? Celălalt să-i povestească și să-l învețe pe coleg propriile trei comportamente în care este deja profesor. Ca imaginație, da? Ok, start! Felicitări! Așa ne-am bucurat și ne-am o ardeleantă bună, o dulce copilă, o ardeleantă minunată, care are în ea atâtea lucruri frumoase de arătat. Yeah. Deci se poate. Da. Ia, îi putem. Nimic fără Dumnezeu și fără oameni care au spiritul acesta. Ia. Felicitări! Ok! Văd că deja se produc schimbări emoționale în sală. Felicitări, felicitări! Așadar, vreau aplauze mari pentru fiecare dintre voi, din tot sufletul, pentru această călătorie. Și, în mod foarte, foarte special, vreau să vă ridicați în picioare și să vă îmbrățișați din toată inima cu persoana cu care tocmai ați împărtășit și vreau să-i spuneți te iubesc! Și cu vecinii, și cu vecinii! Așa, din nou, noi toți, da. Te iubesc! Spuneți-i din toată inima, te iubesc, ești o ființă extraordinară. Felicitări, felicitări! Și acum vreau, vă invit să faceți, mulțumesc! Vă invit să faceți un lucru extraordinar și anume, pe foaia aceea cu gândurile negative... Au o secundă, Loredana, că am momentul meu. Normal, îmbrățișări, normal. 10 îmbrățișări pe zi fac miracole, vă invit să le aveți. A început să-mi placă, dacă... A început să-ți placă, nu? Ok, și acum pe foaia cea cu gândurile negative, da? Vreau ca fiecare dintre voi pe care n-ați mai scris nimic, vreau să faci așa. Să începi să o rupi încet, 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 în fâșii cât unghia, să iasă pur și simplu niște bucățele mici, mici, mici cât unghia,
Și în timp ce faci asta, mulțumește-le că te-au însoțit până acum și chiar dacă te-au împiedicat să faci anumite lucruri, dă-le voie gândurilor acestora negative să se ducă la cimitirul de gânduri. Dă-le voie să se ducă la somnul de veci. Și mulțumește-le pentru toată călătoria pe care ați făcut-o împreună și asigură-le pe aceste gânduri negative că și-au făcut treaba bună pentru tine deja, astfel încât acum aveți bucățele cât unghia? Perfect! Ce vreau și tu, Mihaela, dacă vrei, că am văzut că le-ai rupt? Să le dăm foc sau ce? Nu, încă nu, că îl dăm foc la... Vino, te rog, lângă mine. Pe mine doar să nu mă pui să le mănânc. Cu bilețele, nu, cu bilețelele, cu tot. Că vreau să facem în felul următor și așa. Mulțumesc din suflet că ai făcut și tu exercițiu, felicitări. Așa este, singur, atâta doar că a trebuit să sun un prieten să mă sfătuiesc, să mă explice ce și cum, că n-am avut cu cine. Corect, e foarte bine, așa e. Ce vreau să faceți? Vreau să vă ridicați în picioare și la trei... Fiecare dintre voi să arunce bilețelele în sus, dar la trei! Și cine face curat? Stai! Și o să găsim noi cine face curat, dar la trei, domnul fotograf poate să vină aici pe scenă. Așadar, unu, luați-vă adio, da? Lăsați-le să se ducă la cimitirul de gânduri negre. Doi și trei! Bravo! Bravo, felicitări! Mai o să mă apuc de pe acum. E ok, lasă-le acolo. Lasă-le, Mihaela. E ok. Eu cred că e bine. Eu acum nu știu dacă e bine să vină altcineva să strângă gândurile negative de pe jos, așa că lasă-mă. Poți să le arunci dincolo cu ale celorlalți. Bravo, felicitări! Despre asta este vorba în coaching. Felicitări! Sunteți proprii voștri coach extraordinari, așa încât vă invit să faceți această că... Ba, nu vreau, dar nu vreau să las mizerie. Bine, treaba voastră, eu le-am lăsat. E în regulă. Așa încât asta practic au învățat și absolvenții Academiei, asta vă invit să învățați și voi, cum să vă gestionați singuri gândurile, cum să vi le schimbați singuri, cum să căpătați comportamente noi, pentru că ceea ce faceți în fiecare zi vă apropie sau vă depărtează de ceea ce vă doriți. Sau vă menține, cine știe, vă menține în aceeași situație poate de ani de zile. Așadar, felicitări, ați făcut deja o călătorie foarte importantă. Așa e, mulțumim. Am o întrebare, o curiozitate la momentul ăsta. Am văzut ce ne pui să facem cu gândurile negative. Dar, de exemplu, mie îmi funcționează foarte bine acasă, știu, un mood board în care îmi pun tot felul de lucruri pe care vreau să le fac acolo. Sunt toate dorințele, planurile, oamenii dragi. Am așa ceva la mine în bucătărie. Felicitări! E în regulă asta, nu? Este perfect! Felicitări! Și îmi place la nebunie să bifez de acolo câte ceva și tot timpul pun ceva nou. Deja e așa o aglomerație frumoasă acolo, că e ca un obiect de artă. Mi-e drag de nu mai pot. Deci și asta funcționează, nu? Da, absolut! Le văd acolo fiecare dimineață. Da. Rămâi conectată cu ele și atunci este ca atunci când știi că vrei să-ți cumperi ceva anume și dintr-o dată devii conștient că există în lume ceva anume ăla și radarul tău interior pur și simplu te direcționează spre acel ceva. Întâlnești oamenii potriviți, întâlnești situațiile potrivite pentru că tu le crezi, da? Tu le atragi și atunci este foarte important. Vă recomand și eu am acasă un board, probabil că știți din diverse filmulețe. Vă recomand să aveți o tăblie, cum are și Mihaela, o tăblie undeva în casă, unde să vă notați ce vreți să obțineți. Dacă și are și copilul meu una pe care scrie. Perfect. De când a învățat să scrie, ce visează, bine, a evoluat de la ce visa să fie la 4 ani până la 11 aproape astăzi, dar e foarte interesant și am de gând să păstrez treaba asta, pentru că e foarte interesant și cum evoluează gândirea lui și obiectivele lui și ne jucăm cu treaba asta. Știi ce mai facem noi în fiecare seară? Avem joaca aia așa, care mi se pare o formă de comunicare foarte bună între mamă-copil. Ce ți s-a întâmplat cel mai bun astăzi, ce ți s-a întâmplat cel mai rău? Chiar dacă a fost o zi banală. Și avem povestea asta în fiecare seară, înainte de culcare, iar dacă se întâmplă să fiu la emisiune și el acolo, facem treaba asta la telefon
Și mă bucur tare mult să-l simt așa și să aud ce i s-a părut lui cel mai impresionant sau cel mai frumos și ce l-a deranjat cel mai tare. Și cred că și asta e o metodă bună și de comunicare, dar și de cunoaștere. Mai ales de cunoaștere, pentru că așa știi exact ce-l deranjează, știi exact ce-i place, ți este foarte ușor ca și mamă să-ți modelezi comportamentul, adică e un lucru extraordinar, pentru că altfel mamele consideră că știu ele mai bine ce anume și în ce fel. E fantastic așa și știi. Da, felicitări! Eu îți mai mulțumesc pentru ce valoare. Felicitări! Wow, felicitări, Mihaela! Îți mai mulțumesc pentru ceva, Loredana, îți mulțumesc pentru că îmi calci în picioare gândurile. Nu știu ce s-a întâmplat cu gândurile voastre negre, dar ale mele sunt călcate în picioare chiar de Loredana, ce-mi place treaba asta. Mulțumesc! Loredana, dacă o să-mi dai voie, o să mai invit pe scenă câțiva din absolvenții Academiei. Da, chiar te rog și chiar eu. Și am să fac tot... La sugestia ta o să invit nominal pe unii dintre ei. E vorba de Viorica Pușcașu, Adina Ene și Maia Boghian. Le invit alături de noi pe scenă. Alți trei curajoși extraordinari. Felicitări, felicitări, felicitări. Începeți în ce ordine vreți voi, da. O să stau și eu lângă voi aici, pentru că păreți niște femei care ați aflat totul despre voi înșivă și păreți, aveți zâmbetul ăla de liniște și de calm, care mie îmi place foarte mult la un om. L-am văzut de când am intrat la Loredana. Nici n-a trebuit să-mi spună cineva, ea e Loredana, pentru că după zâmbet m-am prins că numai ea poate să fie antrenorul de coaching din toți oamenii pe care i-am întâlnit la ușa de acolo. Sincer. Deci adică un antrenor de... Nu aveam nevoie de șarfe? Nu aveați nevoie, nu. Se vede pe fața noastră că ați trecut printr-o experiență care v-a împăcat foarte bine cu voi înșivă. Și vreau să-mi spuneți dacă asta ați obținut în această academie total, ați simțit că acolo vi s-a schimbat viața în Academia de Coaching? Da, da. Aș putea spune, nu aș putea, sigur, cu siguranță da. Pentru cine nu mă cunoaște, mă numesc Viorica Pușcașu și în ultimii 18 ani am locuit în străinătate. Am cunoscut Academia de Coaching și mi-am dat seama, de fapt, cine sunt, cine vreau să aflu că sunt, eu autentică. Am învățat să spun nu atunci când este nu, am învățat să-mi ascult vocea mea interioară, nu a tatălui meu, nu a mamei mele, nu a profesorilor mei. Sunt fericită, sunt foarte bucuroasă că sunt aici. Sunt mândră că sunt aici, avem o țară minunată, avem oameni minunați și cred că... Mulțumesc! Cred că este foarte frumos să împărțim tot ceea ce simțim și avem cu toți ceilalți din jurul nostru. Vreau să vă spun că întâlnesc doar persoane minunate în jurul meu. Nu mai întâlnesc oameni care înjură pe stradă, nu mai întâlnesc oameni care se uită urât. Dați-ne puțin itinerariu, că se poate să avem totuși străzi diferite. Aici glumesc, dar probabil că asta e și datorită dumneavoastră. Probabil că energia pe aici, să mă contrazică Loredana, probabil că aveți cumva niște ochelari care nu-i mai văd pe ceilalți, îi vedeți doar pe cei buni sau îi vedeți buni și pe ceilalți care nu sunt așa de buni? Pur și simplu îi caut și zic, nu se poate, măi, tu nu înjur, nu, deci cu adevărat, deci întâlnesc doar oameni minunați, chiar zic, este un miracol. Săptămâna trecută la Bookfest am cunoscut-o pe doamna Doina Ghițescu, actriță la ansamblu Ciocârlia. Am invitat-o la acest eveniment și a venit. Este prima oară când am văzut-o în viața mea și lipsesc de 18 ani și îmi lipsesc multe cunoștințe, dar o să le pun pe toate la locul lor, la sertarele lor, în sertărașele lor. Loredana este un om extraordinar, minunat. Am emoții. Ok, am emoții. Vă mulțumesc mult! Cel mai important gestul de curaj extraordinar s-a mutat în România înapoi. Da, m-am mutat în România înapoi și mi se spune, ești nebună după 18 ani, ți-ai făcut acolo, cum calci tu în picioare 18 ani? Sper că ați stat în Kazakhstan. Păi chiar nu-i cal deloc, pentru că cei 18 ani sunt în mine, sunt aici, sunt experiența mea și sunt eu. Și sunt mândră că sunt din nou aici, la mine, în România.
Mergem mai departe și sunt curioasă să aflu dacă ai simțit real vreo schimbare în viața ta. Dacă ceea ce ți-ai propus învățând la Academia de Coaching s-a și aplicat pe viața ta. Ai o astfel de experiență să spui că ceva s-a schimbat efectiv într-un mod senzațional în viața ta, exact la polul opus, sau urmează? Bună ziua, dragilor! Raze de soare! Să fiți binecuvântați și eu alături de voi, am mari, mari emoții. Sunt terapeut de mulți ani, lucrez de foarte mulți ani cu mine. Am nimerit la Academia Română de Coaching, Academie de Suflete și Academie de Oameni Minunați și Adevărați. Suntem un grup mic, din ce în ce mai mare și mai frumos, care dorim să facem lumea mai bună, începând cu lumea noastră interioară. Raiul nu este un loc pe care să-l căutăm, ci unul pe care îl construim împreună, zi de zi. Deși am lucrat mulți ani cu mine, mi-am dat voie să celebrez. A fost un lucru extraordinar. Niciodată nu mi-am spus bravo la orice reușită. Și acum reușesc să-mi spun bravo în fiecare zi, pentru simplu fapt că exist, ceea ce vă recomand și vouă. Și îmi dau voie să greșesc. Chiar dacă sunt ridicolă, nu trebuie să fiu perfectă, nimeni nu e perfect. Și e mult mai ușor așa. Ok, îți mulțumim din inimă, lor. Da, eu sunt jurnalist din ăsta de ciudat, dar tot nu mi-ai răspuns la întrebare. S-a schimbat ceva real, concret în viața ta? Viața mea este una aranjată, una armonioasă și așa este de câțiva ani. Chiar s-a schimbat ceva, că am devenit un om de acțiune. Nu mai stau să visez, acum știu clar ce vreau, îmi pun niște obiective și abia aștept să încep să lucrez cu Academia Română de Coaching, să mergem în licee și în școli și să lucrăm cu copii, cu părinții și cu profesorii. Așa îmi place. Acum sunt fericită. Doamnă, e prea mult dacă vă întreb fără să-mi dați detalii. Nu întreb, că nu sunt... Eu sunt mai tânără ca tine. Nu cred așa. Ba da. Și sunt tot de la Moldova. Serios? Da. Da. Și tot din Piatra Neamț? Nu, tata a fost de la... Da? Da. Am înțeles. Bine, eu eram curioasă ce anume v-a mânat către Academia de Coaching și nu vreau să-mi dați detalii. Vreau să știu, era un motiv de, să zic așa, de viață profesională sau de viață personală? În primul rând sunt o domnișoară în devenire, pentru că mai am încă 100 de ani de acum încolo de trăit. Chiar dacă vi se pare curios, mâine îmi încreștinez nepotul, cu care discut cu el de la adult la adult, chiar dacă are 3 luni, cu toate că o să mergem la nunta nepoților, pentru că asta este obiectivul, 156 sau 159, că nu deci sunt hotărâtă. Și cu obiective mai ciudate, nu trebuie neapărat să rămânem. Eu sunt numai așa. Nu rămânem în realitate, în regulă, îmi place. Ok. Am cunoscut-o în diverse faze pe Loredana. Am cunoscut-o atunci când se căuta și ne-am întâlnit și atunci. Ne-am întâlnit, am vorbit, ne-am văzut, fiecare și-a văzut de treaba lui, de treaba ei. Și anul trecut mi-am dat seama că celula mea biologică, apropo, eu sunt un învingător, așa mă știe toată lumea, deci am fost în foarte multe bătălii, cred că sunt un spirit masculin din ăsta care vine de nu știu câte încarnări, cu săbii, cu lupte, cu să ne punem la aia, să ne facem, da? Deci nu m-a pus nimeni la pământ, cred că am pus eu pe mai mulți, dar nu mai spunem acum, ok. Acum un an de zile, chiar dacă toată lumea mă vedea puternic, învingătoare, nemaipomenit, așa, eram fără un picior, fără o mână, fără un uter, îmi scosesem ceva și de la un sân și aveam niște doctori nemaipomeniți care au spus: mamă, dar ai la tiroidă o chestie așa lungă, mare, care trebuie neapărat operată. Și atunci, ce eram eu anul trecut? Eram o posibilă carcasă mișcătoare în devenire. Adică fiecare experimenta pe mine un tip de terapie, de operație, ca să mă facă bine. Și am ajuns la concluzia că făcutul ăla bine însemna faptul că celula mea biologică își pierduse dorința de a trăi. Și am venit la Academie așa, ca să văd dacă Loredana mai face ceva. Și am venit. M-am uitat la ea, nu era nici slabă,
nu era nici milionară, avea țâțele mai mari ca ale mele. Și atunci am zis, bă, dacă nici ea n-a reușit să fie nici mai sublă, nici mai slabă, hai să mai facem o încercare. Și am făcut-o. Și eu și ea. Și noi toți am făcut încercarea, pentru că pentru toți, vreau să vă spun un singur lucru, academia nu înseamnă ceva să te duci undeva, să inotiți, nu, academia te pune să lucrezi cu sufletul tău și ăsta e greu. E greu că doare și doare tare. Și dacă ești și o persoană așa mai, că te mai știe lumea, așa începi să plângi. Și când începi să plângi, nu poți să robinetul ăla să-l închizi. Trebuie să-i dai drumul hohote dacă vrei să faci ceva cu tine. Și nu-ți mai este rușine că plângi, și nu-ți mai este rușine că râzi, și nu-ți mai este rușine, pentru că ăsta ești tu. Vă iubesc! Wow, ce frumos! Uai, ce mi-a plăcut! Păi, dacă știam cu dumneavoastră, trebuia să începem. Nu mă mai lua cu dumneavoastră, că deja ești bătrână. Păi dacă ai zis că ești mai, dacă ai zis că ești mai tânără ca mine, acum ce să fac? Păi normal. M-am ofticat și asta e, să-mi trec la obiectiv, să fiu mai tânără ca tine. Deci asta e. Ai tupeu. Voi încerca, nu-mi pun ca obiectiv și ce are Loredana acolo, că deja ar fi prea mult. Dar sunt, nu-i așa, am înțeles că putem să ne punem ce obiective vrem. Exact. Până la urmă și ține de libertatea noastră, dar și de cheful de joacă până la urmă cu noi înșine. Doamnelor, sunteți minunate și vă mulțumesc din suflet că ne-ați dat așa lecții de viață scurte, ca două palme răcoritoare, care vin bine câteodată așa, în joacă, repet. Da. Și noi vă mulțumim. Și ce mi-a zis Maia la Bookfest, așa pe foarte scurt, că... Deci, cei care mă așteptau să mă opereze și ar fi trebuit să decartez cei 2000 de euro, pentru că, știi, trebuia să mă duc undeva unde să stau singură în salon, să nu mă deranjeze nimeni, taman că o să fie o gaură în bugetul lor, că nu mi-am absolut nimic la tiroid. Am pus ceva puțin pe aici, probabil, dar asta este altă chestie. Da! Unde? Wow! Unde nici? Avem niște one woman show aici cu care putem să facem după antrenament, după coaching, după cursurile de la academie și niște one woman show, pentru că ne-ar plăcea niște stand-up comedy, că vă iese perfect. Vă mulțumesc foarte frumos și vă invit să luați loc în continuare. Îmi place fiecare om pe care îl cunosc aici, îmi place ce aud, ce învăț, îmi place spiritul și energia voastră și îmi dau seama că nu degeaba... stau aici pe scenă lângă acest guru al coachingului în România, pentru că trebuie să existe întotdeauna un izvor, nu poți să ai energie așa chiar de niciunde și e foarte bine să avem oameni izvor. Mulțumesc, Loredana, că ne-am cunoscut. Mulțumesc. Dar mai am niște curiozități concrete, că n-am ce să fac. Deci curiozitățile mele concrete sunt așa. Cât costă un curs de coaching? Cât durează el? Unde mă duc să mă înscriu? Lucrurile astea concrete, palpabile, nu? Corect. Și acum pe colegii mei inviți ca să vă dea niște pliante, ca idee să-ți răspund concret. Dacă există și formulare de înscriere și dacă avem în sală pe cineva care dorește să o facă, ridicați o mână și precis veți fi reperați. Da. Uite, sunt doritori în sală, ridicați o mână pentru cei care... O să vă dea colegii mei, cel mai bine, colegii mei vă dau formularele și le completați și după ce le completați, după ce aflați toate informațiile pe care le dau acum și Mihaelei concrete, aici, în colțul acesta, o să vă aștepte o colegă de-a mea și le puteți da ei. Ca idee concret, ce înseamnă un curs de coaching? Înseamnă 60 de ore prima parte, un curs de coaching pentru cei care doresc acreditarea, astfel încât să fie recunoscut și de Ministerul Educației, este compus din două părți. Prima parte este cea de 60 de ore, pentru care aveți formularul de înscriere. Aceste 60 de ore se întâmplă în luna iunie și în luna iulie. Le-am făcut în așa fel încât să fie joi după amiază, de la 6 la 10, vineri, sâmbătă, duminică, zi întreagă, în weekendul acela cu 11 iunie. Și modulul numărul 2 va fi peste 3 săptămâni, adică în 2 iulie, 2, 3, 4, 5 ar veni, da? Joi, vineri, sâmbătă, duminică, astfel încât să fie cele 60 de ore. Și așa cum ați auzit deja de la colegii mei, cursul nu-i vorba că vii și iei notițe. Nu este genul acela de curs, este genul de curs în care, în primul rând, înveți să lucrezi cu tine pentru a lucra ulterior cu ceilalți. Înveți tehnici concrete de coaching și, în același timp, înveți, de fapt, cum să fii tu ok cu tine. Așadar, are două direcții pentru cei care vor pentru propria persoană și pentru cei care vor să devină coach. Ca și investiție,
Înseamnă în mod normal 1490 de euro pentru voi că sunteți astăzi în sală, evident. Evident că am făcut acest eveniment special pentru voi și pentru mine, bineînțeles, și pentru Mihaela, cu ocazia asta ne-am cunoscut într-un mod extraordinar. Aveți pe formular 1390 de euro dacă îl plătiți integral sau în două rate, înseamnă 1490 de euro cu 890 și cu 600, ca idee de preț. Ca idee de timp, ce întrebare mi-ai pus? Și unde se întâmplă? Se întâmplă doar aici în București? Aici în București, da, doar în București, față în față, online nu, deci doar față în față, pentru că am nevoie de interacțiunea aceea foarte puternică, astfel încât să producă mișcarea foarte mare în voi, în fiecare dintre voi. Ați văzut aici oameni extraordinari care deja au făcut călătoria și ei au produs deja acea mișcare în interior și bineînțeles că o produc și în exterior, că știi cum e, noi suntem ca și eu, ce produc în interior, mă exprim în exterior. Eu, că îmi doresc sau că nu-mi doresc, vă influențez pe voi. Voi, că vă doriți, că nu vă doriți, influențați pe alții. Și tot așa. Așa încât aici, în București, față în față, iar pentru cei care doresc și partea de acreditare, au nevoie să continue cu încă 120 de ore, care înseamnă undeva 5 weekenduri de câte 3 zile din toamnă, din octombrie. Acela este un curs separat. Ca idee, după aceste 60 de ore, după acest curs de iunie și iulie, pentru cei care doresc, pot să obțin acreditarea de la ICF. ICF este International Coach Federation. Ei acreditează, să zic așa, toți coachii din lume, în special pentru Statele Unite și restul. Așa încât orice întrebări pe această temă, cu mare drag vă răspund. Deocamdată bănuiesc că o să procedăm și la formularele acelea de înscriere, da. Pentru că am văzut mâini ridicate, destul de multe și m-am bucurat. Asta înseamnă că oamenii vor să vină la cursuri în continuare. Ce se întâmplă cu cei care trag cu ochiul la noi online? Vin și ei la cursuri? Da, da, și pentru ei este valabilă exact aceeași ofertă astăzi, că astăzi este evenimentul. Da, și aștept cu mare drag. Și chiar pentru cei care nu sunt în România, mă gândesc să organizez, cum am organizat acum în aprilie, că am avut o serie exact pentru diasporă, intensivă de o săptămână, mă gândesc să repet același lucru undeva la sfârșitul lui iulie sau începutul lui august, încă nu am stabilit exact, dar mă gândesc să fac același lucru astfel încât să aibă costuri mai mici cu avionul, cu cazarea, cu toate lucrurile astea, că una e să plătești un avion odată, alta e să plătești de două ori. Să punem mână de la mână să te invite pe tine acolo și să adună corect. Toată comunitatea. Asta este alt vis de-al meu, da, corect. Îți dau soluția, deci se adună toată comunitatea, toată diaspora din țara respectivă și tu vii invitată de ei. Da. Iese mai simplu și la costuri. Exact, și exact. Și te duci dumneata trei weekenduri pe lună, super. Nu cred că ar fi rău. Da, super. Serios, e mai simplu așa decât să vină toți oamenii da. După tine. Așa este, așa. Chiar îmi doresc că ai pus mâna acum pe un să foarte mare de vis de-al meu. Și celor de online, dacă vor așa, să se adune mai mulți care se hotărăsc să facă aceste cursuri și să adauge și un preț, pentru că până la urmă absolut. Toți muncim, e un job, trebuie să-ți plătească și ție un bilet de avion, o cazare și uite așa facem cursurile și în alte țări. Mulțumesc, Mihaela! Mulțumesc, Mihaela! Da. La marketing o mai frice. Da, îmi doresc foarte mult, îmi doresc foarte mult să ajung în diasporă, îmi doresc foarte mult să am evenimente de acest gen în care oamenii se descoperă, mai ales românii din diaspora, care trec prin alte provocări decât trecem noi aici. Și nu puține și nu ușoare. Și nu puține și nu ușoare. Eu am stat un an în China și mi-a fost cam de ajuns și am văzut cam ce înseamnă. Sunt oameni care stau de 18 ani, sunt oameni care stau de foarte mulți ani și trec prin diverse provocări, pe lângă dorul de țară și alte chestii. Așa încât, da, chiar îmi doresc să ajung unde sunt comunități de români, să împreună să ridicăm acea speranță că da, se poate, se poate, orice îți dorești, se poate. Indiferent prin ce ai trecut, se poate, se poate să reușești, se poate să fii fericit, se poate să ai zâmbetul pe buze. Deci nu-ți trebuie mari lucruri, îți trebuie tu să fii ok cu tine. Loredana Latiș, mulțumesc din suflet pentru invitație, mulțumesc pentru această întâlnire extraordinară și pentru toate zâmbetele pe care le-am văzut aici, de la cel al Loredanei, unicat, până la toate cele din sală. Dacă aveți și alte întrebări, dacă doriți să le adresați acum Loredanei, ocupați-vă, pentru că încă e în formă, nimic nu obosește, da, se poate să întrebați chiar acum orice, dacă nu, probabil că se mai poate face asta și online. Deci, cum doriți? Doriți acum să mai puneți întrebări sau pur și simplu veniți la cursuri și rezolvați acolo toate curiozitățile? Că și asta se poate. Aplauze pentru Loredana Lati și pentru voi toți!
Pentru că am avut o întâlnire minunată și pentru absolvenții Academiei și pentru toți susținătorii, pentru colegii din presă. Sper să iasă o poveste frumoasă de aici, da, și să o ducem mai departe cu toții. Mulțumesc, da, Loredana! Mulțumesc și eu și un ultim cuvânt aș vrea să vă rog, pentru cei care sunteți interesați sau aveți o legătură cu liceele, cu școlile, mă interesează foarte mult să legăm parteneriate de voluntariat prin care absolvenții Academiei să ajungă în școli, în licee, trimiteți-mi pe mail, eventual, loredana@loredanalatis.ro. Sau sunați-o pe Cătălina direct 0752163163, eventual le și notez aici, astfel încât să putem lua legătura, să ajungem în licee, chiar să creăm schimbare, chiar să creăm zâmbete, chiar să creăm, mai ales în copiii noștri și de ce nu în părinților și în dascăl. Vă aștept la cursul Academiei, vă aștept să vă alăturați acestei comunități extraordinare, vă aștept să faceți parte din ea, unde-ți mulți puterea crește, evident, și vă aștept să faceți lucruri extraordinare pentru voi înși vă și în același timp pentru societate, pentru că toate se întorc. Mergem pe aceleași străzi, mâncăm aceeași mâncare, din aceeași piață, indiferent câți bani câștigăm sau câți bani nu câștigăm, condițiile sunt pe acolo și avem o singură viață, cum foarte bine zice. Vă doresc o zi superbă și vă iubesc și aveți grijă de voi și foarte important, da, se poate!